prăjiturele cu prune uscate și avem nevoie de să mi le aduc de prune uscate. Am 200 de grame de prune uscate. Așa. 200 de alune. Cacao. 10 grame de cacao. Aici am alune ca să le dăm prin alune după aceea. Dacă e nevoie, adăugăm și cam o lingură de miere de albine. Așa, să le dau așa aici. Așa. Apoi o să mai avem nevoie de susan, să dăm prin susan. Susanul eu l-am prăjit puțin. Și aici aveam rămase, vedeți, pernuțe. Și o să le dăm și prin aceste pernuțe. Am să le sfarm și apoi o să le dăm. Mai întâi o să mixăm alunele noastre, că o să dăm și prin alune. Și o să le punem așa mai întâi aici. Am să fac puțin zgomot. Fac puțină gălăgie. Așa. Să le lăsăm mai mari, nu? Le mai măcinăm puțin. Așa. Acestea sunt alunele măcinate. O să dăm prin biluțele noastre și facem. Și acum o să punem, deci, alunele noastre. Așa. Acestea sunt pentru când o să dăm prin alune. Prin alune le-am măcinat. Așa. O să măcinăm și pernuțele noastre. Vedeți, pernuțe cu ciocolată în interior. Așa, doar puțin, ca să le dăm după aceea prin aceste pernuțe. Așa. Am să le pun așa în el. Fac iarăși puțină gălăgie. Atât. Așa. Și o să punem în vasul nostru. Și avem. Deci după ce terminăm, o să dăm prin susan, prin aceste pernuțe și prin alune o să dăm prăjiturelele noastre. Și dăm deoparte. Le dăm așa deoparte. Și acum o să punem alunele. Am 200 de grame de alune. Alune, să știți că sunt sărate. Sunt prăjite și sărate, nu sunt dulci. Mie îmi plac alunele noastre. O să încep să le macin puțin. Tot așa puțină gălăgie am să fac. Apoi o să punem și prunele uscate. Așa. Le-am măcinat puțin. Așa. Este mult și am să fac de două ori. Așa. O să punem jumătate din prune, jumătate și o să facem de două ori. O să mixăm. Așa. Eu am să pun și cacao aici, jumătate și jumătate. Așa. Punem și mixăm. Facem gălăgie din nou. În video am să încerc să scot zgomotul. Și acum vom pune totul aici în
facem bolul nostru să amestecăm bine. Să-mi aduc o lingură mai mare. Așa. Am să le pun separat să le amestec. Mai face puțină gălăgie. Așa. Aici avem adunele. Am să le pun separat. Dacă nu avem un mixer sau un roboțel care nu este puternic, le facem separat. Așa, punem și prunele. Așa. Le mixăm și pe acestea. Așa e mult mai bine, mult mai ușor. Este mult mai bine separate, așa, dat deoparte. Punem și prunele noastre. Așa aici. Făcut separat, vedeți că nu este nevoie de lapte. Punem și cacao. Și adăugăm și mierea rămasă. Așa. Și acum amestecăm bine toate ingredientele. Și gustați. Gustați să vedeți dacă vă place, dacă mai doriți să adăugați arome. Coajă de lămâie, coajă de portocală, esență de rom. Acum depinde de gustul fiecăruia. Așa. Iată, compoziția este aproape gata. Vedeți cum arată? Așa arată. Și o să facem biluțe și o să le dăm prin alune, prin susan și prin pătrățelele noastre, prin pernuțe. Așa. Eu am să gust puțin. Sunt bune. Așa. Și acum voi lua cu lingura și voi face așa biluțe. Vedeți? Rotunde. Le vom da prin alune, prin susan și prin pătrățele, pernuțele noastre umplute cu ciocolată. Și o să punem una în susan. În alune. Gustați compoziția să vedeți dacă este bună de aromată, dacă vă place așa, dacă nu mai adăugați, ia uitați, așa, și prin susan,
și prin alune. Așa, ia să mai facem. Biluțe, biluțe, prăjiturele. Rapide. Deci dacă nu aveți un robot de mixat puternic, puteți face, le mixați separat. Ca să nu ardeți motorul. Așa, ia să facem câteva biluțe. Așa. Pe canalul meu de YouTube găsiți peste 750 de rețete. Și dulci, și sărate, și de toate. Și săpunuri, rețete de săpunuri, uleiuri, tratamente pentru păr, măști pentru față, sărmăluțe, salate de vară, cozonaci, peste 16 rețete de cozonaci am. Și fiecare rețetă, fiecare cozonac are rețeta lui. Așa. Să le facem și după aceea le dăm prin... Așa. Așa, acum să le dăm și prin pernuțele noastre, vedeți? Așa. Așa, încă puțin și am terminat. Hai să punem și în alune. Dăm și prin alune. Vedeți, le răsucim așa în și se lipește. Să le pun așa pe farfurie mai ca să se vadă mai bine. Așa, acum să le dăm și prin pernuțele noastre, vedeți? Așa. Le punem așa aici. Și prin Susan, Susanul l-am prăjit. Ia uitați. Vedeți? Așa. Susanul se lipește mult mai bine. Forsecuri sau prăjiturele cu prune uscate și cu alune. Vă pup dulce. Vă doresc multă, multă sănătate și ne vedem cu următoarea rețetă. La revedere! Pupici! Pupici!